În prima vineri din lună, călătorile cu autobuzele și microbuzele TPL în municipiul Suceava sunt gratuite. Așa a fost și vineri, 7 iunie, când toți călătorii au circulat fără bilete sau abonamente, iar automatele de validare a călătorilor din mijloacele de transport au fost inactivate toată ziua, arătând mesajul Vinerea Verde. Măsura care are ca scop încurajarea cât mai multor suceveni să lase mașinile acasă și să circule cu mijloacele de transport în comun, a fost implementată din aprilie anul trecut, cu mare succes fiind continuat și anul acesta. Viceprimarul Lucian Harșovski a prezentat că programul Vinerea Verde ar putea fi extins în fiecare vineri după ce municipalitatea suceveană va avea propriul parc fotovoltaic unde să producă energie electrică foarte ieftină pe care să o utilizeze la încărcarea flotei de autobuze electrice. Municipiul Suceava este singurul oraș reședință din județ care are transportul public local integral electric, TPL fiind dotat cu o flotă de 62 de mijloace de transport electrice, 40 de autobuze de capacitate mare. De 12 metri lungime și 22 de autobuze de capacitate mică de 6 metri lungime, cu care se circulă atât pe traseele principale, pe cele secundare din cartiere, cât și într-un program pilot de microbuze școlare cu care circulă doar elevi.